la 8 ani de la moartea Madalinei Manole, familia ei trece prin tot felul de întâmplări despre care spun că sunt suspecte. Fratele fetei cu părul de foc susține că cineva încearcă să-l oprească și lansează acuzații grave la adresa cumnatului său. Petru Mircean nu a putut fi contactat pentru obținerea unui punct de vedere. Am postat eu ieri un clip pe contul meu de Facebook, am postat un clip frumos, făcut cu poze cu în memoria surorii mele și am primit niște comentarii. Marea majoritate frumoase, dar un anume, cred că în spatele numelui respectiv, că mi se pare că am niște prieteni care s-au interesat, că e un cont fals. A scris foarte urât, un comentariu urât. Eu nu stau să intru în polemici cu cei care scriu. Respectivul i-a trebuit să-i explic, să-i răspund pe comentariul lui urât. După care am primit iarăși niște răspunsuri de la respectivul din spatele numelui, nu știu cine, eu știu cine, în fine, da. Că nu cred că există și după aceea au început toate problemele. Adică eu nu cred că el, că nu l-am jignit acolo. În comentul care l-am dat eu ca răspuns la ce ne-a scris el. Problemele astea cu contul meu au început de ceva timp, de 2-3 săptămâni, se înmulțesc de la o zi la alta și în spatele acestor probleme știu cine se află. Hackerul de care spuneam, e mai mult ca sigur Petru Mircea, fostul meu cumnat, care îmi intră în cont, vede tot ce postez acolo și care face tot ce este posibil ca să mi-l blocheze și să renunț la el, chiar dacă o să mai întâmpin probleme de genul ăsta, o să iau de la zero, o să-mi fac alt cont și... Și eu pot să bag mâna foc că el a fost ieri, pentru că acele cuvinte pe care mi le-a adresat persoana asta, care cred că e fictivă, îmi sunt cunoscute. De-a lungul a 8 ani de când sora mea nu mai e pântre noi, mi-am primit cam aceleași texte jignitoare și sunt cunoscute. Jargonul ăla este cunoscut, e jargon de botoșan, clar. El e foarte priceput în așa ceva, o să fac mâna foc, pentru că știu după vremea când venea în casă la mine și dădea pe calculatorul meu personal. O să vedeți ce o să se întâmple în toamna asta, nu pot să spun mai mult. După 8 ani de zile, mi-a răsunat la telefon individul. Și am câteva convorbiri telefonice cu el, dar cu cea mai importantă nu am înregistrat. Cea mai importantă, care a fost și cea mai dubioasă, în care mi-a țipat în telefon, mi-a urlat și în care m-a amenințat că mă termină și că mă calcă și că mă urla ca un disperat. El face un joc foarte urât. Știu ce urmărește. Joacă foarte urât. Joacă foarte urât. Un om care nu s-ar simți cu musca pe căciulă ar avea o altă atitudine, dar în schimb el cam tremură acum.